Bună, dragilor! Sunt Aurora și parafrazând unul din personajele noastre de data trecută, aș vrea să încep prin a vă spune Faceți-vă milă și pomană de obiată păcătoasă! Și dați like și subscribe canalului Bricks for Learning de pe YouTube pentru că, așa cum v-am anunțat data trecută, astăzi aș vrea să vă invit într-o călătorie care va dura ceva mai mult pe parcursul a două înregistrări. Și dacă dați subscribe, ne va fi mai ușor să rămânem împreună și să nu ne pierdem până la sfârșitul călătoriei. Cei care mă urmăresc pe Facebook au observat probabil că am postat fotografii ale unor clădiri din București. Una este clădirea inițială a Teatrului Național, iar cealaltă este Hanul lui Manuc. Deci pe acolo ne vor purta pași. Dar să începem cu Teatrul Național, care nu are legătură cu nuvela pe care o vom citi astăzi, dar care are legătură cu Caragiale. Și să încercăm să spulberăm mitul unei relații fericite între Caragiale și Teatrul Național. În 1888, Caragiale este numit director al Teatrului Național la propunerea lui Titu Maiorescu, pe atunci ministru al instrucțiunii publice. Deci suntem cu patru ani înainte de conferința pe care am menționat-o data trecută, Gaște și Gâște, și care a marcat ruptura lui Caragiale cu Maiorescu și cu Junimea. Dar nici cu teatrul nu s-a înțeles Caragiale foarte bine, pentru că acolo el s-a implicat foarte mult în tot ce ținea de activitatea teatrului, exagerând cumva, mergând până la a impune reguli legate de controlul biletelor, de aprinderea și stingerea luminii. De activitatea mașiniștilor, și nu în ultimul rând, intervenind în salariile actorilor. Acest lucru, evident, a provocat nemulțumiri în rândul acestora, mulți actori migrând către alte trupe. Caragiale găsește de cuvință ca în locul acestora să aducă nume importante ale scenei internaționale, printre care Sara Bernard. Spre deliciul publicului, dar spre paguba instituției, la sfârșitul stagiunii, când s-a tras linie pentru a se vedea profitul, încasările nu se ridicau la înălțimea investițiilor. Așa că Ion Luca Caragiale este silit să părăsească funcția de director al teatrului. Uh, lucru care a fost uh, menționat în presa vremii, în diverse moduri evident favorabile lui. La acest lucru se adaugă și alt gen de conflicte cu actorii din Teatrul Național, mai ales cu Constantin Notara. Escapadele amoroase ale lui Caragiale fiind cunoscute printre persoanele seduse de el, numărându-se și soția actorului. Și aș vrea să vă citesc acum un fragment dintr-un articol scris de Teodor Stoenescu, finalul articolului, după purtarea cuvincioasă și morală cu care domnul Caragial a onorat căminul familiei artistului Notara și domnul ministru să grăbi al numi director de teatru. Aceasta fără îndoială pentru ca societatea artistică să ia exemplu și să se moralizeze la rândul său, imitându-l pe director. Ce e drept unui astfel de caracter? I se cuvena o asemenea răsplată. De asemenea, aș vrea să vă mai citesc ceva, tot legat de relația lui Caragiale cu Teatrul Național, din această carte pe care vă o arăt, Cele mai frumoase scrisori, alese de Dan C. Mihailescu și publicată la uh, Editura Humanitas. Uh, este, de fapt, vorba nu despre o scrisoare, ci de o plângere adresată de Caragiale prin procurorul lui tribunalului de Ilfov. La 14 aprilie am citit în ziare, fiind la Buzău, anunțul reprezentației pentru ziua de joi, 20, de aprilie, 20 aprilie. Atunci am telegrafiat domnului Ace Brăiloiu, secretarul direcției teatrului. Opresc categoric reprezentarea pieselor mele dacă demersul acesta e nesuficient, răspundeți telegrafic. Răspuns plătit, 10 cuvinte. Suntem în anul 1895, deci după ce Carăgeale nu mai era director al teatrului. Deci am înaintat următoarea petiție. Domnule director general, Văd anunțat prin ziare reprezentarea piesei mele o scrisoare pierdută. Nu am dat și nu dau nimănui voie să joace vreo piesă a mea, pentru cuvântul că aproape toți artiștii care au creat rolurile acelea fiind morți, orice repriză, ca să fie în adevăr onorabilă, mai ales după amintirile calde încă lăsate de artiști greu de uitat, ca Iulian Mateescu, Panu Dănescu și alții, ar avea nevoie de o fundamentală punere în scenă, iar nu de improvizări și înșghebări pripite străine de orice intenție artistică. Aceasta este cel puțin deosebita mea părere personală. Și așa mai departe. Constituindu-mă în fața onoratului tribunal parte civilă, voi cere pe lângă despăgubirea ce mi-acordă articolul pomenit și alte daune interese, deoarece artiștii, cum aflu ulterior, și-au permis, cu autorizarea direcției și în contra oricărei tradițiuni, să-și facă măști după chipurile unor persoane onorabile și înalt puse în societate, lucru ce mă păgubește foarte mult și în contra căruia trebuie să revoltă cu toată puterea conștiința mea de artist, lucrările mele, fiind nu niște bufonerii menite să parodieze întreagă persoane reale, ci niște lucrări de artă cu intenția de a înfățișa într-un mod mai durabil, tipuri ideale. De remarcat aceste cuvinte referitoare la modul în care uh, Caragiale privea teatrul. Am să închei aici călătoria la Teatrul Național. Sperând că am spulberat mitul unei relații fericite între Caragiale și instituție, și aș vrea să vă invit să pornim în călătoria noastră propriu-zisă, care, așa cum am spus, trece și pe la Hanul lui Manuc, dar și prin alte locuri din București pe care le veți recunoaște, în compania unuia dintre personajele numite în novela noastră de data trecută și anume în compania lui Aghiuță, fratele lui Prichintel. De asemenea, aș vrea să vă invit pe parcursul lecturii să vă uitați un pic la modul în care este reprezentat personajul principal al nuvelei de astăzi și punându-l cumva în legătură cu ce am mai aflat din ce am citit mai înainte despre comunitatea greacă din România. Chirianule Zice că odată, acum vreo sută și nu știu câți ani, a dat poruncă Dardarot împăratul iadului să adună dinaintei diavoli de la mare până la mic, unul să nu fie lipsă că îi scurtează coada și îi lungește urechile. Și dacă s-au adunat ei cu toții, împăratul s-a tras de țăcălies, crâșnin strașnic, a tușit de apărit jețul, a holbat ochii la ei și le-a zbierat așa. A furisiților! Care dintre voi nu e zevzec? Să-i treacă pe sub nas toate și el să nu bage nimic la cap? Trebuie să fi luat seama, ca și mine, că toți oamenii sosiți de pe la dâns și aici la noi, nu se plâng decât numai și numai de soțiile lor. Toată vina pentru pierzarea lor o aruncă în spinarea nevestelor, pe care îl întreb de ce a ajuns aici, femeia și iar femeia. Măi, am zis eu în gândul meu, adevărat să fie asta? Pe spusele oamenilor firește, mare temei nu putem pune, fiindcă știm ce iubitori de adevăr sunt. Dar iarăși nu vine să lasă așa lucru ciudat, fără de aproape cercetare. Căci politica împărăției noastre cere ca să știm tot, fără greșeală, nici îndoială. Mai întâi era să vă poruncesc ca să pună la caz nefioroase pe toate femeile, doar de putea afla de la dânsele un crâmpei de adevăr. Dar pe urmă m-am gândit că nici așa nu ajungem la mare ispravă. Le cunoaștem și pe dumnealor cât de îndărădnice și de încăpățânate sunt. Așadar și prin urmare, după multă chipzuință, am hotărât să trimit pe mititelul pe aghiuță. Ce? N-a venit aghiuță? E? unde e aghiuță? Mititelul s-a pitit tocmai printre diavolii mărunței de la urmă și pe când cuvânta Dardarot, el trăgând cu urechea își cântărea coada în mâini. Când și-a auzit numele, a lăsat coada și a țipat. Aici sunt întunecimea ta! Apoi dacă ești aici, cine te arăți mai la vedere? Vino cu -mi coace proclete, te dai coade ai? Simți-și cam să te pun la treabă și te pitești să nu-ți văd mutra să nu mi-aduc aminte de tine, mititelul Taiki. Și când s-a apropiat aghiuță de tron, l-a înhățat dardarot de urechi și scuturându-l de trosnea junghetura de dragoste multă ce avea pentru el, fiindcă era mititelul mucalit și când se plictisea împăratul de treburile împărăției, pe el îl chema să-i spui lafuri și să-i facă giumbuș lucruri. Ascultă-mă, puiule, Dumneata, numai de cât ai să iei din comora împărătească suta de mii de galbeni aduși al ieri cu zgârcitul pe care îl îngropară cu talerul pârliții de mahalagi, că începuse să le miroasă, zi o sută de mii de galbeni. Apoi o să te închelițezi din cap în călcâie în chip de muritor și să te duci pe pământ în ce loc ți s-o părea mai potrivit. Acolo, ascultă bine astăzi cu codița să te căsătorești și să trăiești cu nevasta 10 ani. Pe urmă să te faci că mori, să-ți lași acolo trupul și să te întorci să-mi dai la una câte una de toate până câte ai fost trecut ca o măsurat. Biatul la știa el de ce s-a pitit printre plăvușcă, că măcar că era un drac și jumătate. Bănuise ce l-aștepta, că iar o să-i dea cine știe ce grea sarcină. Când am auzit că o să aibă de-a face și cu femeie, a vârât coada între picioare, că încă nu o putea uita pe baba la care intrase să slugărească trei ani. Îi dedese baba de lucru, să îndrepteze un fir de păr creț, l a tot muia cu limba ghiuță și l-a tras printre degete, zi și noapte fără repaus. De ce muia și îl trăgea, de-aia firul se încârlionța și mai tare. Și așa și iar așa, Până i-a ieșit dracului porul prin căciulă, s-a lipsit și de simbrie și de tot și a fugit de la stăpână. Și să știi, a adăugat dar darot, după ce a stat puțin te la gânduri, că în toată vremea de 10 ani pe pământ ai să fii supus la toate necazurile, slăbiciunile și ticăloșiile pământenilor. La neștiință, la sărăcie, robie, prostie și la mânie chiar, rămânând să te aperi de toate relele, cum îi putea și cum te-o cap. Înțeles, mai puiule. Ce ți mai zică puiul? Nu mai încă pe că dar darot cât îi vorbise, nu-l slăbise din gheară. Înțeles, sunt unecimea ta. Apoi, dacă ai înțeles, puiule, dragă, ce mai stai? Dacă nu-mi dai drumul de ureche. Mare haz a făcut împăratul de vorba asta și zice râzând. Ptiu, să de ochi. Și l-a stupit pe miditelul în vârful nasului. Pe urmă i-a lăsat urechea și fără să mai zâmbească, i-a răgnit furios. Ai plecat? I-a tras un picior drept unde începe să-i zică spatele lui coadă. S-a dus de-a berbelacul puiul până la comoara împărătească, a luat suta de mii de galbeni și pacițe drumul într-un suflet la împlinirea datoriei. Pe drum s-a prefăcut în chip de om. Nici matuf, dar nici prea țângău. Om tocmai în puterea vârstei, frumos și arătos. Și după ce s-a gândit, în care loc anume să meargă pe pământ, zice, știi ce? Am să mă duc la București. Cunosc orașul, că mai umblase de multe ori pe acolo. E loc de petrecere. Barul e scump. Învârtit bine, aduce peste 100%. Vorba veche. Dacă ești sărac, tu te într-o politie bogată. Din ce scapă printre degetele altora, poți culege destul. Dacă ești bogat, du-te într sărac. Din orice firmitură, dă să aducă un nevoiaș la gură, îi smulgi peste jumătate. Când din astfel, cum a picat în București, a tras miezul târgului la hanul lui Mark. Acolo a chemat îndată un samsar și a spus să-i găsească fără zăbavă o pereche de case frumoase, cu încăperi multe pentru stăpâni, musafiri și slugi, la aer curat, cu grădină și fântână în curte, cu pimnițe, bucătării, spălătorii, cu grajduri și șoprone. în sfârșit cu toate câte trebuiesc pentru așezarea cuvincioasă a unui negustor cheabur. La vreo câteva zile, casele erau și dereticate cu tot dichisul, niște case mari în mahalaua negustorilor. Și slugi peste slugi și cai la graj și calești în șoproni. Stăpânul casei, cunoscând păcatul oamenilor și mai ales al femeilor, cor să-l descoasă care mai de care ca să-i afle rostul, că de unde e, cine e, cu ce trăiește, ce caută ei și câte altele, a chemat pe jupunea sa bătrână o cotoranță zugravită și smălțuită pe care o pusese mai mare peste slugi să poarte cheile și să ducă grija a toate, a poftit-o să, ja să șează jos pe chilim, iar el de pe divan, trăgând ciubuc, s-a apucat a-i povesti precum urmează. Uite, dragă, chiar am Mie, cum ți-am spus, îmi zice Kiria Eu sunt de felul meu din părțile despre Sfânta Agora. Părinții mei, oameni de jos, se ținau cu o de mică de măslini. Pe când împlineam șapte anișori, le-a venit părinților dorința să meargă la Hagealâng. Și așa, după ce au făcut rost de ceva parale, m-au luat împreună și ne-am dus călare pe cături până la portul Salonic. Acolo n am sui pe o corabie mare care aștepta cu pânzele ridicate în vânt ca să pornească spre miază zi către Iafa. N-a trecut mult. A început să suflă vântul așteptat. S-au umflat pânzele și am pornit. Trei zile cu soare și trei nopți pe lună am mers tot drept înainte fără nicio supărare. Noi mâncam după datină post. Cam a treia zi am mâncat la fa fasole și ridic. Ce să te pomenești? Așa pe la toacă au început amândoi părinții mei să se ție cu mâinile de pântece și să se vaite grozav. Mor, mor și ar mor. Capitanul, văzându-i cum se zvârcolesc și să zgârcesc în dureri de moarte, a chemat de grapă un călugăr papistaș, care se suise cu noi pe corabie, om învățat, priceput și la căutarea boalelor. Până să via acela, bolnavi începuseră să se învinețească și de-abia au putut spune ce mâncase. Fasole și ridic. Călugărul a întrebat încă o dată: Înțeleg fiilor, dar trebuie să-mi spuneți, ați mâncat fasole și ridic? Ori ridic și fasole? Iar mama a răspuns cu glasul leșinat: Ridic și fasole. Atunci, nu traie bine, a zis călugărul. Și a poruncit să-i frece pe pântece cu câlți ascuți. Dar degeaba i-au frecat până la ușu pielea că pe când răsărea luna, tata întâi și mama a îndată după el și-au dat ot pustul. Eu, copil, ce să fac? Mă țineam plângând tot după capitan și după călugări și am auzit vorbind așa. Zice capitan. Părinte, dacă o fi holero, m-am nenorocit. 40 de zile nu-mi dă voie să intru în port. Mi se strică marfa și rămâi sărac pe drumuri. Dar omul învățat i-a răspuns. Nu e holeră cum nu sunt eu călugăriță. Asta e un fel de boală care bântuie mai cu seamă în postul Paștelui la cristiani răsăriteni. Greșesc oamenii. Că așa e bietul om, supus greșelii. Mănâncă întâi ridiche și pe urmă fasole. Vezi bine, ridichea își repete de în sus, iar fasolea își năvălește puterea spre partea din potrivă. Una împinge, alta nu se lasă. Se încinge luptă cu iuțeală mare măruntaie. Cârcei peste cârcei, până se face încurcătură în mațe de se sparge praful Și să propodește omul de hurdubarismus. Așa zic grecii la asta de boală. Dar nu se ia? Deloc, n-ai nicio grijă. i au înfășat frumos pe bieții părinții mei niște ceașa furcurate. L-au aprins câte o lumânare de ceară la cap. Un alt călugăr grec i-a prohodit și de dimineață, când s-a arătat soarele deasupra talazurilor, veșnica lor pomenire, una, două, trei, i a aruncat în adâncime. Pe mine, văzându-mă plângând, și-a făcut pomană capitanul de m -a luat pe procopseală. Întâi slugă, pe urma ajutor, mai apoi tovarăș, nu-ți mai spui, dragă, chiar Marbioalo, până câte necazuri am trecut, câte ocări în jurături și bătăia am înghițit. De câte ori era să pierd în vântoare? de câte ori m-au amăgit împrejurările și înșelat lumea. Mai ales de când am încăpuit eu singur o corabie și m-am apucat de negoți pe seama mea, fără alt stăpân, nici tovară, și decât norocul meu. Nu ți mai spui cum am scăpat odată cu viața, nu m-am pierd la goală, după că umblasem șapte luni pe ape. Și tocmai când să intru în Țarigrad, mi s-a aprins corabia încărcată cu cositor și chihlimbar de peste 2000 de lire, pe care le cumpărasem cu piper și curmale, nici de 300. Nu-ți mai spui câte și mai câte am pătimit prin atâtea depărtări pe mări și prin țări cu fiarele și încă mai grozave cu oameni. Destul să-ți spui că încet încet m-am chivernisit cum să cadă, ajungând să am o stare destul de bună pe potriva mea. Am învățat cât am colindat prin lume, purtările cele frumoase, știu destule limbi străine, încă ai despre a românească, pot zice, fără să mă laud, că o știu cu teme. Măcar că de viță sunt arvaniți și nu prea am învățat buche, dar, drept să-ți spun, la asta nu mă dau pe niciun român, fie cât de pricopsit cărturar. Îmi plac cu deosebire limba și lumea de aici și așa, fiindcă m-am săturat de atâtea primești ale călătoriilor, de atâta bătaie de cap și de inima ale negoțului am venit să mă așez aici în Valahia la București. Să mă bucur în isihie de, rod, de rodul îndelungatei mele trude. Doamne, Chiri a zis că era Marioala. În multe ai mai trecut și dumneata, dar să nu-ți pară rău, în cai, n-ai pătimit ca atâția alții degeaba. Frumos ești, voinic ești, bogat ești, de trăit și să trăiești, halal să-ți fie. Iar Chiri a adăugat. Uitam ceva. Ascultă, rogute te bine, dragă Chiera Marioală. Să nu care cumva să aflu că ai spus la vreun vecin, ori al cuiva, dar măcar tatii de s-ar întoarce din fundul mării, câte le aflaș și-acu de la mine, că vezi lumea ta, câtă nevoie am de slujba dumintale ca femeie cinstită și credincioasă ce te știu, cât sunt eu de blând și cât ești de bătrână, nu-ți caut. Te cotonogesc. Îți rup ciubucul ăsta pe șale și te dau și afară din pâine cu o cară. E priceput? Vai de mine, a zis bătrâna. S-ar putea? N-am obiceiul. În viața mea n-am mâncat la de pui. Hei, chirianulă, eu am slujit la case mari boierești. Cât am văzut și am auzit eu. N-am vreme acum să ți le povestesc, dar las. Ei, hey, eu atât ați pui dumitale. Te nenorocesc. S-a isprăvit. Să mă omori. A zis jupunasa și n-a mai stat. S-a ridicat de pe chilim și a plecat de grabă cu cheile la treburile ei. Până seara, toți ai casei. Până în două zile, mahalaua întreagă. Până într-o săptămână, tot târgul. Toată lumea a știut istoria lui Chiria Nulea mai bine chiar decât el. Corabia arsese de trei ori. Chihlimbarul propădit făcea 20.000 de de lire. Iar de atunci, în post, nu mai mănâncă nimeni ridic cu fasole, toată lumea mănâncă fasole cu il. Cu azi cu mâine a făcut cunoștință Chirianula cu fel de fel de negustori, ba și de boieri. A început să meargă pe la ei și să-i poftească pe la el la sindrofie. Și la toată lumea plăcea, fiindcă era om deștept și blând, cu multă știință despre ale lui. Cu purtări alese și mai vârtos, cu dare de mână. Levent și Galanton, pătruns de filotimie și de Hristoitie, într-un cuvânt, adevărat om de omenie. Astfel, care dintre negustori, ba chiar dintre boiere, aveau mai multe copile decât stare, umblau cu dinadinsul să-l ginerească. În vremea asta, el și pusese ochii pe o tânără din vecin. O chema Acrivița, fata mai mare a lui Hagi Cănuță, Top Tangiu pe vremuri. Hagiul, văduv, era om de seamă însă ca mi fliu pe potriva greutăților casei lui, fiind împovărat de trei fete, una după alta, gata de măritat. Și încă doi feciori, băieți buni minte dar dacă am nepricopsiți. Așa că puțină nădejde de zestre de la acrivița. Dar zestrei trebuia lui Chirianulea. Fata era vestită de frumoasă. Mă atâta cu suravea avea și ea, că se uita uneori, nu totdeauna, cruciși. Dar tocmai asta îi plăcea lui cu deosebire. Fata îl plăcea și ea pe el. A cerut-o Hagiului, iar acesta, fără nazuri multe, i-a dat-o. Fiind și chiria nu l-a catotomul supus slăpiciunilor românești, era stăpânit de patima fuduliei. Îi plăcea să trăiască, domnește, nu m-am petrecer scumpe, împărțind în dreapta și în stânga daruri prețioase. Așadar, a făcut o nuntă strălucită cum nu se mai pomeni vreodată mahalaua negustorilor încât bărbații ziceau. Trebuie să fie putre de bogat arvanitul. Văzuși, nene, ce bine a lovit-o sărăcia de hagiu! Iar femeile, poftim soro noroc pe chioara lui Cănuță. Cum a adus-o chiria în casă cu lăutari, parcă a întors-o pe dos. Până la sfârșitul cununiei, duminică seara, era blândă și supusă ca o mielușa. Dar luni dimineața s-a ridicat din pat ca o leoaică a chemat toate slugile, femei și bărbați, s-a uitat odată că de a băgat în spaime pe toți și de față cu bărbatul său le-a zis. Să știți că de azi încolo eu sunt stăpân aici și să mai știți că cu ianul aia nu o să vă meargă cum vă mergea cu prostul de ianulea. Și încă să mai știți că eu am toane. Pe cine mă supăra cu atât ca măcar, îl plesnesc și îl trimit numai decât la agie să-și ia merticul și de acolo. Scurt, Ați înțeles? de acum, ieșiți afară. De atunci, zi cu zi, cocoana se făcea mai aspră și mai țanțoșă. Și de ce era mai țanțoșă și mai aspră? De-aia nu lea o iubea mai tare. Și de ce creștea dragostea dumnealui? De-aia creștea și ifosul dumnei. Toată ziulica ofta omul după o vorbă mai dulce, ori după un zâmbet. Iasta asta tot posacă și încruntată. Dacă s-a de ea și da să o mângâie ca să o mai îmbuneze, draga, criviți de ce ești supărată? Ea îl împingea cât colo. Ah, ea nu ră. Fugi că n-ai haz deloc, nu vezi? A, bărbat în locul lui și-ar fi pierdut răbdarea. Și ori îi punea piciorul în prag să o potolească, ori o trimitea înapoi la babacă să la hagi cănuță. Dar el, unde? Când îl împingea, el îi cădea în genunchi. Draga, criviță, iartă-mă! Și da să-i sărute mâinile, dar ea, Of, fianulă, scoală-te, nu mă mai plictisi. Nu mă scol până nu mă ierți. Atunci asta e așa, până poi mâine dacă poftești. Și se scula ea și pleca după ce îi da cu tifla. Chirianula ce să facă? Se uita după ea lung cum ieșea înțăpată fără să-și întoarcă ochii, măcar cu o ruga cu lacrimi să nu-l părăsească așa. Ofta se ștergea la ochi și o iubea și mai mult. A mers așa cât a mers, Pune a dat în cap cu coanei să întoarcă foaia, să-l prăjească și pe altă parte. S-a prefăcut că teme, că e S-a prefăcut azi, s-a prefăcut mâine, până a început chiar să crează. Omul da bani cu un și firește veneau la el boieri, cocoane, negustori, slujba și fel de fel de lume cu daraveri. Cocoana a crivița asta cu urechea la ușă să auză tot. Și nu s-a mulțumit să auză numai. A sfredelit ușa cu un burghiu ca să și vază și încă ei, nu tăcea, îi spunea fără sfială ce auzise și văzuse și ținte. Că ăla ți-a zis așa și ai răspuns așa, că pe aia ai strâns-o de mână și ai sărutat-o de trei ori și pe urmă când a vrut să plece. Ai luat-o de mijloc și te uitai la ea așa galeș și ai dus-o până la ușă și iar ai săruta mâna și câte altă ponosuri și mai și. Iar dacă el se jura că pe nedreptul bănuiește, că el e dator să se poartă politicos cu lumea și mai ales cu cocoanele ca orice negustor. Ea începea să-l făcândul făcându nerușinat și mincinos. Nu mai putea Chirianul. Îi venea să se strângă de gât ca pițigoiul și mai multe nu. Dar nici cu atâta nu se mulțumea cocoana. Nu era de ajuns cum le încornora toate câte le auzea și le vedea pe ascunsele. Ca să afle și mai multe, da bacșișuri la slugi să li scodească. Ba, a pus chiar pe un frățior al ei să nu-l slăbească de pe urme, să-i descopere toate berbant lucrurile dumnealui. Firește că nici slujile, nici frățiorul n-au putut afla nimica, fiindcă omul era un bărbat nu se poate, cum nu se poate mai de isprav. Cocoana s-a pornit atunci cu o căr pe slugi că îi mănâncă pâinea, ca niște păcătoase, ticăloase și necredincioase. Frățiorul lui a strigat că ori e halpe, ori pe semne altceva și a poruncit să nu-i mai calce pragul că-i rupe picioarele. Iar pe slugi, chiar în fața lui Chirianula, l-a smintit în palme și l-a dat afară. Cum a schimbat slugile, altă bănuieli și alte certuri. Dar nici nu putem zice așa, fiindcă la ceartă unul spune una, altul alta, ori pe rând, ori amândoi deodată. În sfârșit are parte fiecare de cuvânt. Pe când aici, Țipa, căra și blestema numai dumnea ei, iar dumnea lui asculta, înghițea și tăcea. Aflând slujile că în casa asta nu cântă cocoșul, se dădeau bine cu găina. Îi turnau fel de fel de gogoși care de care mai umflate pe placul dumnea ei. Că dumnea lui face și drege că umbla așa și pe dincolo. Și fiindcă ea nu lua, era mulțumită cu astfel de slugi, apoi și ele își făceau de cap. Furau, destingeau. Totodată, crivița mai căzuse și la darul foițelor. Casa plină de jucători, masă lângă masă, otuzbir, gheordum, bașistos și dulcețuri, zumaricale, vinuri, cafele și vuci și ciubuce peste ciubuce, ziua până seara și noaptea până la ziua. Pe lângă asta era și agea mie și înfumurată că nimeni nu știa juca mai bine ca ea și se înțelege, iar gros. Toate cheltuielile și pierderile astea îi dădeau mult îndărât pe Chirianulea nu se mai ajungea din venituri. De regulă, nu zicea nimic, dar așa, uneori, cam în glumă, se întâmpla să-i scape și lui câte o vorbă bună oară. Nu mă adânc ne-ar odată toba cu atâtea ca Nu-i trebuia mai mult cocoanei. Dar ce? Nici atâta petrecere nevinovată să n-am în casa mea? Dumneata nu trebuia să te fi însurat dacă te știe pârlit? Să iei pe acrivița fata lui Hagi Cănuță? care n-a fost învățată la casa părintească să-și mănânce de sub unghie. s fi luat o mahala joică sărmană, să o țin cuiată pe măsline și pe mămăligă, să-ți spele rufele și să nu se îndură să aprinză un muc de lumânare în casă. Ori una să spuie niște coarne, să nu le poți duce. Nu ți-e destul că sunt cinstită? După ce că-ți ca o nenorocită toate ticăloșile și murdăriile dumitale. Eu voi să trăiesc, de-aia m-a măritat, minte, mă ducea la călugărie. Și în sfârșit, dacă îți place chirianulă, de unde nu, du-te plimbă și ne vedem când mi -ai vedea ceafa, fără oglinzi. Într-o zi, stând ei la masă împreună cu o sumă de musafiri, când s-aducă ciorba, a început din chiar seninianul oaia să vorbească despre o prietenă măritată care nu se a aflat de fapt. Că s-a ținut cu beza de-acutare un copil și vodă, supărat foc, era să pui să-i taie coadele și să o trimită în surghiun la un schid, tocmai în fundul munților. Că a prins odată bărbatul său zioana miaza mare la țurloaia, la chiolhan, la iarbă verde, cu consulul muscălesc și cu alți drângălăi. Și țiganii trăgeau de unul singur, măi caza ce căzăcele și a chiuia și juca numai în papuci, cu palmele în ceafă, a pilpisită ca un maladeț într-un rând a plecat la căldărușan și să spovedească sfinția sa, părintele Ioanichie, și a stat acolo de miercuri până în săptămâna patimilor, de miercuri în săptămâna patimilor până în săptămâna luminată după izvorul tămădui. Se plimba toată noaptea cu duhovnicul luntre pe lună și cânta de răsuna lacul. Frunzuliță lobodă, ofțață, gura lumii slobodă. Iar părintele lucra din lopeți și ținea isonul pe glasul al optului. Și câte alte grozevi. Musafirii și mai ales musafirele făceau haz. Iar bietul Chirianula, om cu hristoitie, făcea fețe-fețe. A răbdat el cât a răbdat și zice întâi cu destulă blândețe. Bine a o scumpa mea! Cum poți, dumneata, mai ales că știi ce bun prieten sunt cu bărbatul său? Cum poți? fără să le fi văzut toate astea cu ochii dumitale, fără niciun temei să categorisești astfel pe prietena, pe care o primim aproape în toate zilele în casa noastră. Îmi pare rău. Ei, apoi vezi bine că dumneata o să o aperi, că vă scoateți ochii unul la altul. Și apoi le spună tuturor că acum prietena nu se mai duhovnicește la căldărușani. I-a pus lui Chirianu la gândul să-mi spargă o dar o să o prinză odată și nu o să o ierte cum a iertat o vodă. O să pui să o tunză ca la cazarmă pe... și din muscălească și călugărească nu mai scoate. N-a mai putut suferi chirianul S-a ridicat foarte tulburat și s-a răstit odată, tremurând. Ascultă-mă, Acrivițo, nu s voie, mă înțelegi, să mai zici o vorbă măcar despre o femeie care, pot spune dumneata, toate murdările ce strec prin gândul dumitale este mai cum se cade ca dumneata. Că dumneata ești, mă înțelegi, mai îndrăcită decât al paiadului. Și oricât de blajin să fie omul, îl scoți din toate răbdările. Să taci din gură, scorpie nebună. Că pui de te leagă și te trimi la balamuc, mă înțelegi? Cocoara s-a ridicat și dumnea ei și s-a dămpustit asupra dumnealui să-i arză o palmă. lui s-a ferit repede într-o parte. Iar dumnea ei, de necaz că nu l-a putut nimeri, a luat castronul cu ciorbă de pe masă și l-a aruncat în față, l-au oprit de sus până jos. Chiria nu ieșit din pepene. s a repezit cu pumnii încleștați să o pilduiască. Dar musafirii s-au pus la mijloc și l-au oprit în piept. Nene, Ianule, stai omule, nu șa de frumos. Și pe urmă către dânsa. Mai potolește-te și din cu Ana Acrivițo, pentru Dumnezeu nu mai turba. Ți-ai găsit. S-a pornit cocoana pe răgnete, se ridice mahalaua în picioare. Săriți, săriți, oameni buni, că Apă gânul păgânul arvanitul, mă bate ai după ce zrâs de casa și de cinstea mea, hoțule și pe Dacă te-ai îmbătat și ai poftă de bătut, du-te dezbate ținitoarele de pun în fundul mahalalelor, pe care le îndop cu pumnii de lire și în casă te calicești până la lescaie, rutane. Da pe mine să mă bați pe mine, mă? Spurcăciune de bădărani? Pe mine, fata lui Hagi Cănuță, să îndrăznești tu să mă bați? Păcătosule, janghinosule și ruiosule, stai tu că te învăț eu pe tine, ceanghene turcească! Ceanghene turcească! Și până nu i s-au nu fi stins glasul, n-a contenit. Firește că petrecerea n-a mai mers înainte. Au sărit toți musafirii, care mai de care, nenei anului, cu coana în că la necaz spune omul multe, că are mâna cinci degete și nu se potrivesc unul cu altul. Că și măruntaiele din om tot se ceartă uneori. Dar, oricum, nu e bine să auză în lume de așa întâmplări într-o casă de seamă. Și așa mai departe, cu chiucu vai, au păcat. Dar firește, s-a știut îndată în toată Mahalaua că biata acrivița lui Hagi Cănuță a ajuns deoparte arvanitul la masă, față cu musafirii, după ce o înșeală cu ce iese înainte. Și pe urmă prietenele, a fost ea crescută mititica și pe ce mâine a încăput? O să o bage în pământ pe gânul. Chirianule aia a trecut repede necazul și i-a dragă în sus, dragă în jos, puiule și suflete și orice poruncea dumnea ei, dumnea lui răspundea. Cum poftești dumneata a fost mu? Paric boria tu cosmu. Vorbe frumoase care însemnează pe Elinica Lumina mea, mângâierea lumii. În vremea asta, Cocoana Acrivița se gândea. Eu cu Buda cu capsomanul ăsta de Ianula, mult n-am să mai fac purici. Ia să mă gândesc la viitorul meu. Ne vom opri aici, lăsând-o pe Cucoana Acrivița să se gândească la viitorul ei și vom afla data viitoare cum continuă călătoria noastră. La revedere! Pe data viitoare!